Salutare tuturor! Eu sunt Artur Cecan și astăzi mi-am propus ca scop să vin cu câteva sfaturi la rugămintea a mai multor elevi de-a noștri referitor la acțiunile cursanților în momentul prezentării la secție de examinare și anume înaintea probii practice. Deci cu toții cunoaștem că înaintea probii practice mi se dă posibilitatea tuturor de a cunoaște autoturismul pe o distanță de 100 de metri, fără a fi penalizați. Haideți să vedem care sunt aceste sfaturi. Deci, intrând în autoturism, după o salutare călduroasă cu inspectorul, deci, cu toții cunoaștem că, în primul rând, aranjăm scaunul, ne aranjăm oglinzile, neapărat, și, respectiv, punem centură. Referitor la centură, ar fi bine să concretizați de la inspectorul dumneavoastră dacă se permite pe teren cu ea sau fără ea. Deci dacă vi se permite fără ea, aveți tot dreptul să o scoateți. Primul sfat este să verificăm sau să urmărim, să monitorizăm turațiile motorului datorită acului turometrului. Deci turometrul nostru indică lucrul motorului. Deci ne uităm dacă acul turometrului oscilează sus în jos, respectiv sunt probleme la sistemul de aprindere. Un autoturism cu sistemul de aprindere defectat va fi foarte greu de condus. Deci primul secret este urmăriți rotațiile motorului. Dacă simțiți că motorul tripidează, mașina vibrează, da? Respectiv mai bine ar fi să ignorați sau să cereți să vi se dea alt autoturism. Deci, primul sfat, verificăm turațiile motorului. Sfatul numărul 2 este să călcăm pedala de frână. Deci, călcați frâna de dorit mai multe ori. O dată, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ori, până să intre în deprindere, deoarece la fiecare autoturism, pedala de frână sau frâna se apasă în mod individual. Deci, la cineva se apasă mai adânc, cineva se apasă mai țin. Deci la cineva este mai rigid, la cineva mai moale, deci noi facem cunoștință cu pedala de frână a autoturismului dat. Sfatul numărul 3, care îl putem noi da, este să accelerăm. Deci apăsăm acceleratorul. Îl apăsăm lin, ca rotațiile motorului să se ridice până la 2000-2500 de rotații, datorită faptului că noi putem să ne deprindem cu pasul acceleratorului sau cum se apasă pedala de accelerare și totodată ne deprindem cu sunetul motorului. Deci, posibil, autoturismele care ați făcut dumneavoastră instruire să fie motoarele mai silențioase sau invers, mai zgomotoase și în momentul când sunteți la secție de examinare să fie mai silențioase și să nu-l auziți sau invers. Să fie, deci, mai zgomotoase. Deci, în momentul când vedeți urca în rampă și v-ați accelera, dacă nu sunteți deprinduți, respectiv, va fi mai dificil să vă conduceți. Deci, accelerăm pentru a simți pedala de accelerare sau cum accelerează și cum se turează acest motor. Deci, sfatul numărul 4 este să călcăm pedala de ambreiaj, neincluzând o altă treapă. Deci nu punem în prima treapă, nu punem nici în spate, respectiv călcăm în gol pedala de ambreiaj. Călcând în gol pedala de ambreiaj, noi putem simți la ce nivel este ambreiajul. Deci un ambreiaj uzat este total diferit față de un ambreiaj proaspăt sau nou pus la autoturism. Deci apăsând pe ambreiaj, noi vom simți dacă este uzat prin felul cum se manifestă pedalul. Deci dacă se apasă pe pauze, deci se apasă, se stopează, se apasă, se stopează și invers în momentul când eliberăm, la fel, el se reține pedala de ambreiaj, respectiv este mai uzat. Respectiv, atenția trebuie să fie mai sporită. De 10 de ori trebuie să fie mai sporită acționarea pedalei de ambreiaj. Deci călcăm ambreiajul, includem prima treaptă, dar nu cu țelul de a ne porni, dar cu țelul de a simți momentul de clash sau momentul de contact între motor și cutie. Deci ridicăm ambreiajul, ținând frâna, ridicăm ambreiajul până la momentul de contact. Deci fiți foarte atenți. Deci
simțiți acest moment de contact când motorul începe să trepidezi sau să-și piardă turațiile, v-ați oprit, călcați iarăși ambreiajul și repetați această manevră sau acest exercițiu de mai multe ori, până să simțiți momentul de pornire. Sfatul numărul 5, cât de bizar nu vi s-a părea, vă recomand să blocați motorul ca să treceți psihologic de acest prag. Deci nu veți fi penalizat pe prima 100 de metri, deci psihologic ar fi binevenit ca dumneavoastră să blocați motorul. Deci, psihologic deja am trecut de acest moment. Deci, în speranța că v-am fost de folos, al vostru Artur Cecan vă urează mult succes și aveți toată susținerea noastră morală și profesională.